Dragii mei, Constantin Enceanu vă invită în fiecare zi de luni până vineri, cu începere de la ora 7 și un sfert, să urmăriți matinalul Fie Antenă, pe Antena 3 Vâlcea. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării vremea se va întârzi în mare parte din țară, devenind călduroasă în special în sud și în sud-vest, iar gradul de instabilitate atmosferică se va diminua semnificativ. Județul Vâlcea, Buila, Vânturanița, între 11 și 22 de grade Celsius, masivul Cozia între 14 și 25 de grade Celsius, Corezul între 17 și 31 de grade Celsius, Brezoi între 18 și 32 de grade, Voineasa între 15 și 30 de grade, de Climeni între 18 și 32 de grade, Băile Govora între 18 și 32 de grade, Olănești între 16 și 30 de grade, Călimănești între 18 și 32 de grade, Drăgășani între 20 și 34 de grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 33 de grade Celsius. Dumnezeu a creat lacrima, deoarece a crezut că sufletul mai are nevoie din când în când să fie curățată. Bună dimineața, dragii mei matinali, dar de fiecare dată, în fiecare dimineață, când ne răsare soarele, eu, Mădălina Mitru, apar în fața dumneavoastră cu noi ediții matinale și astăzi a venit să ne viziteze un gorjan tare simpatic și frumos, să ne povestească așa despre viața lui de artist și nu numai, dacă este împlinit, să-i urăm bun venit în premier la matinal solistului Mihai Priescu. Bună dimineața cu drag! Bună dimineața, dragă mea, și mă bucur că am reușit până la urmă să fiu prezent alături de tine la această minunată emisiune. Vreau să le spun celor de acasă că ai venit, cum să zic, scump în această dimineață la noi. Te-a costat foarte mult această emisiune. Și vreau să ne povestești așa, Mihai, ce peripeții ai avut eu venind despre noi. Să știi că cei de acasă ar trebui și eu să te apreciem mai mult acum. Mai mult decât te apreciază cu toții și te iubesc. Le mulțumesc. Ce să zic, de obicei nu mă prea grăbesc în trafic, dar de data asta să știi că am făcut-o, am cumva să întârzi la emisiunea ta. Și da. Am dat într-un radar, am primit o amendă. Destul de ieftin, în ghilimele. În ghilimele, da, doar în ghilimele. Dar sunt bine, sunt sănătos și ăsta să fie cel mai mare deranj al vieții mele. Văd că nu ai fost așa afectat cum sunt alții, eu în general, și cred că și cei de acasă, dacă pățesc acest lucru, înjurăm de mama focului, nu mai avem stare de nimic. Mă așteptam să când mi-ai trimis poza, dragii mei matinali, când mi-a trimis poza, mă așteptam să-mi zică Mihai, sunt nervos, mai vreau să vin, mi-ai purtat ghinion, nu știu cum facem, dar eu nu plătesc această amendă, să o supăr stoc, că am întârziat din cauza ta. Dar n-am, eu ți-am zis ora, deci la 7 fix, să fii la matinal, nu mă interesează, uite că ai venit, cu ochiul cu bai, de-aia ajuns cu bine și sănătos, că asta este cel mai important, până la urmă. Așa este. Banii se fac, știi cum, banii se fac. De asta muncim, ca să ne întreținem într-un mod cât de cât. Mihai, te admir așa și ai o vestimentație foarte frumoasă și o să ne povestești așa și despre viața ta și despre cariera ta. Suntem tare curioși și mai ales să te ascultăm și cum cânti, pentru că ai venit cu o grămadă de lucruri frumoase și melodii și videoclipuri așa de senzație, ca să le facem dimineața mai spectaculoasă celor de acasă. Uite, ți-am vorbit și rima dimineții, mă inspir. Dar mai cu seamă, nu știu dacă ai văzut până acum emisiunile noastre, avem două rubrici specifice matinalului, cei de acasă care ne urmăresc în fiecare dimineață și sunt telespectatori fideli, știu că ne urmăresc și știu despre ce este vorba și vreau să te întreb așa, măi Mihai, am așa o întrebare cu unor artiști, o mai adresez, dar uite, vreau să-ți adresez și ție, când plouă afară, te indispune această vreme sau îți place? Dacă e să fie o toamnă târzie, mă indispune, ca să spun sincer. Dacă este un sezon de vară, mă relaxează. Așa o stare de a fi mai romantic, nu știu, te gândești așa ce frumos poți să savurezi o cafea. Ia uite, altă rimă pentru tine și pentru cei de acasă, că sunt sigură că asta fac, ori savurează o cafeluță, ori un ceai, cu ce preferi. Așa? Astăzi o să beau o cafea cu tine, dar foarte servesc cafea, mai bine beau un ceai, Mai sănătos. E mai sănătos și chiar nu sunt cu cafea. Care este ceaiul tău preferat? Ceaiul copilăriei.
cutei, mușețelii. Dar vreau să spun ceva, Mihai, vezi cuteiul să ai mare grijă, căci că îmi consumă foarte mult și așa, nu e benefic pentru bărbat. O dimineață cu energie, cu voie bună și glume, bineînțeles, pentru că altfel nu ne putem simți extraordinar. Și vreau să spun, Mihai, că uite, multă lume ne urmărește și sunt tare fericită pentru acest aspect. Chiar cineva a transmis pe altcineva să spună că nu poate să iasă din casă până nu se uită la emisiune, la matinal și mă bucur tare mult. N-am reținut ceva poster sau ceva de genul acesta, numele, și îmi pare rău că n-am notat. Nu are Facebook, a zis că și-ar fi dorit și el să ne trimite un mesaj de pe Facebook, așa cum fac alții telespectatori. Însă știu că mulți de acolo, din fața micilor ecrane, se uită la noi, nu doar de pe telefoane, și mă înclin ca de fiecare dată pentru dumneavoastră și în fața dumneavoastră pentru acest aspect. Mihai, ce zici de această locație frumoasă din zona Bujoreni? Mie îmi place tare mult, chiar dacă afară este cald sau chiar plouă, avem și cu acoperiri și uite, umbră, deci o zonă foarte frumoasă unde ne putem relaxa și cânta și avea interviuri extraordinare cu invitații iubiți și apreciați. Uite cum am venit, m-am uitat de la aici în spatele nostru și am crezut prima dată că este un lac, dar am zis că lacul de mare nu, este un lac. Și mă uitam că ar merge pescuială, să zic așa. Uite așa că îmi ridici mingea la fileu înainte de horoscop, dacă tot mi-ai zis de pescuit, ești fascinată de acest hobby? În copilărie chiar eram copilărie. Chiar acum știi cum e. Sunt alte priorități, dar uneori, nu zic nu. Și dacă tot vorbim de dorințe și de pasiuni și ce-ți place ție să faci în timpul liber, avem o următoare rubrică specifică matinală și anume horoscopul, dar vreau să aflu și eu și cei de acasă, cum ești tu ca persoană, mai Mihai? Bune și cu rele, calități și defecte. Păi să încep cu bunele sau cu rele, n-aș putea spune rele. Că așa suntem toți să ne lăudăm, să scoatem în evidență doar lucrurile frumoase. Am crezut că mă întreb ce zodie sunt prima dată. Și aia urma, dar după ce îmi spui caracteristicile, cum ești tu ca om, felul tău de a fi caracterul, într-un cuvânt. Să fac un rezumat scurt sau un rezumat scurt? Un rezumat scurt. Ce să zic, sunt destul de maleabil, dar până la un punct anume, îți dai seama că nu poți să fiu, că nu poți să faci din mine chiar ceea ce vrei, chiar ceea ce dar de cele mai multe ori eu chiar las de la mine, și încerc de fiecare dată să mulțumesc și să pe cei din jurul meu, și în carieră, și în viața de zi cu zi, până la urmă toți avem prieteni sau și dușmani, cum încercai tu să zici, dacă am și o parte rea. Am momente și când mă transform negativ, dar nu chiar, nu te speria, că nu sunt chiar pe persoană, chiar atât de încercam să-ți ghicesc zodia și mi-ai spus mai devreme până să ajungi că ești o persoană punctuală. Cumva ești zodia balanța, vărsător, scorpion, săgetător, nu știu, hai zi într-o. Prima zi de pești, 19 februarie. Deci alunecos, cum s-ar spune. Am alunecat atât de repede încât am luat și oameni de am înțeles. Astrele ne aduc iubire, hotărâre și putere interioară, dar să vedem pentru fiecare zodie în parte ce ne rezervă astrele. Bergastele, gândește-te bine, un pic de progres vine din eforturi constante, așa că nu vrei să renunți încă, ești prea aproape de linia de sosire, spune astrele. Taur, fă-ți un angajament. Astăzi este o zi grozavă pentru a oferi ajutor cuiva care are nevoie. Fii generos și fii prezent până la sfârșitul procesului. Gemeni, mult noroc se întreaptă spre tine. Marile binecuvântări vin în calea ta. Vei avea noroc, leapa, noroc, rapa. Concentrează-te pe bucurie. Astăzi poate fi o zi puțin stresantă. Ascultă melodiile preferate. Dacă ai chef, dansează departe de energia negativă care se revarsă astăzi. Leu, este timpul să iei o decizie importantă. Trebuie să faci o schimbare și este timpul să începi să mergi într-o direcție care se potrivește obiectivelor tale. Fecioară, primești un semn de sus, universul îți vorbește. Ceea ce trebuie să știi poate fi auzit acum. Rugăciunile vor primi în răspuns. Balanță, uită-te în inima ta, ești pregătit pentru o mare vindecare. O durere de inimă poate ajunge la sfârșit. O relație care a fost odată ruptă se poate împăta în sfârșit și poate fi restabilită. Scorpion, a
Ai atât de multe sentimente care trebuie comunicate cuiva. Dacă păstrezi lucrurile pentru tine, acest lucru te poate face să te simți trist și deconectat de ceilalți. Fii proactiv și vorbește. Săgetător. Petrece timp cu animalele astăzi. Lasă-ți mintea, corpul și spiritul să fie restaurate de compania pe care o ai. Poți învăța atât de multe de la un prieten bănos cum ar fi loialitatea și iubirea necondiționată. Capricorn. O zi bună pentru a vă planifica următoarea vacanță. Aveți mult de muncă și asta vă aduce o stare de agitație pe care nu prea puteți să o controlați. Aveți grijă și la sănătatea dumneavoastră. Vărsător. Noroc în dragoste și afacere. Dacă aveți de gând să vă măriți familia, asta e un eveniment fericit în familia dumneavoastră, așa că trebuie să vă puneți la treabă. Pești. Astăzi vă bucurați de compania celor dragi. Aveți de luat o decizie foarte importantă pentru dumneavoastră, iar familia este cea alături de care vreți să faceți presa. Dimineața pe răcoare. Ia să ne spună nouă cum începe Mihai ziua oare. Bună dimineața din nou, așa și celor care au deschis televizoarele mai târziu. Avem un Bojan tare simpatic și frumos în această dimineață pentru toate doamnele și domnișoarele, iar pentru domni avem cu muzică oare. Ce muzică ai venit? Astăzi, Mihai, dar spune-ne cum începe dimineața așa pentru tine. În forță sau așa lezne pe dormit mai mult și relaxare? Câte vorbe frumoase ai spus despre mine. La finalul acestei emisiuni o să îți ofer acest buchet minunat de flori. Îți mulțumesc! Iar vis-a-vis de ceea ce mă întrebai tu, cum încep dimineața? Astăzi am început-o, exact cum ți-am povestit. Excepția zilei de astăzi. De obicei, nu prea încep dimineața, foarte de dimineață, datorită jobului și jobului. Dar asta faci, deci doar când faci și atât, că mai ai și alt domeniul la care activezi, la care activezi. În principiu, muzica, da. Muzica, da. Ai mai fost până acum la Râmnicu Vâlcea, spectacole, evenimente, plimbări, vizitat, că avem o zonă așa turistică foarte mult tranzitată, foarte des tranzitată de foarte mulți turiști, pentru că avem foarte multe obiective turistice în zona noastră. Chiar săptămâna viitoare aveam un plan să vin să filmez, poate mai multe, nu numai multe, mai multe, am auzit că sunt cadre foarte frumoase. Bineînțeles că am fost de multe ori în Râmnicu Vâlcea, am fost la diferite evenimente, chiar și la anumite spectacole. În apropiere de Râmnicu Vâlcea am și câțiva prieteni foarte buni, unde merg, unde înregistrez diferite piese de dragoste, de dragoste, de pahar, de tot. Păi, dacă vine vorba de muzică, de dragoste, de pahar și, bineînțeles, în această dimineață la matinal, uite, ca să-ți fac lima dimineții, o facem cu la ceașcă, sau la cană, și să-i înveselim cum se cuvine mai bine decât cu atât am vorbit, și cu ceva muzică, e vorba aceea dimineața, perfect, sarea și piperul, vine așa, un interviu de excepție cu invitații pe măsură și, bineînțeles, voie bună cu o melodie sau un videoclip pe măsură, matinalii mei, pentru dumneavoastră, invitatul meu din această dimineață o să vă încânte un videoclip de excepție, după care revenim imediat. Să trăiesc, o să
Ați dansat bine, matinalii mei, v-ați trezit cum se cuvine, cu, așa cu starea aceea de bine, pentru că uneori depinde și cum dormi, depinde și ce visezi. Și asta mai influențează starea de spirit dimineața, dar eu vreau să vă dau doar stare de bine, adică să ne înțelegem, că altfel nu e bine de nicio culoare. Bun, matinalii mei dragi, am ascultat un videoclip foarte frumos și vreau să te întreb, Mihai, știu că părinții tăi sunt cei care te-au susținut în proiectul tău muzical, în ce fel s-au implicat și cine te-a mai ajutat? Așa este, dar de unul dintre ei o să vorbesc la trecut. Nu-mi face prea mare plăcere, dar asta este viața. Trecem prin ea cu bune și cu rele. Păi dacă vorbesc despre familia mea, vorbesc încet, că am și eu respect, am și eu de ei și am avut întotdeauna. Da, am avut mereu respect, au avut grijă de mine, dar și eu cred că... Sunt tare mândru, m-a susținut din toate punctele de vedere și
și știu că și fratele tău la fel cântă și el. Și amândoi ați dus așa această dorință a lui mai departe. Da, și el cântă, chiar este fratele meu, Ovidiu este fratele meu. Toate punctele de vedere, ne înțelegem foarte bine, țin la el, ține la mine, ne respectăm, ne ajutăm și suntem frați cu adevărat. Cântă și el, cânt și eu, fiecare pe drumul lui, că de multe ori, cred eu că e mai bine așa. Nu v-ați gândit să faceți un duet împreună? Eu cred că ar prinde foarte, foarte bine la public. Mulți apreciază genul acesta de muzică. Niciodată să nu spui niciodată, mai ales când vine vorba de familie și de un om atât de apropiat. Gângile apă nu se face. Niciodată. La noi. Este exact ca într-o familie, cum ar trebui să vedem și în alte părți. Ia spune-mi, cum vezi tu, Mihai, viața la anii pe care îi ai? Că uite, s-a din nou rima dimineții. Ești fericit? E ceva ce ai schimbat la trecutul tău? Mereu găsim ceva care ne-am va fi dorit să facem la timpul respectiv, dar gândindu-mă, acum sunt destul de bine și mulțumesc bine lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit în această viață și sper să-mi ofere măcar atât de aici înainte. Dacă nu, eu îmi doresc mai mult, ca fiecare tot ne dorim mai mult. Și toți dorești, mă gândesc, din ce în ce mai mult. Și toți suntem dornici de avansa. Să fiu sinceră, Mihai, am ajuns la vârsta și maturitatea atât de, zic eu, importantă, încât fericirea pentru mine a început să însemne din lucrurile mărunte. În momentul când îți dorești foarte mult și nu le atingi acele obiective pe care tu ți le dorești să se îndeplinească, sunt cam greu de atins, este important să ți le dorești, dar să nu faci un țel din asta, ajungi să devii frustrat, să devii trist, să devii dezamăgit și cel mai frumos, știi cum îmi fac eu, mă fac eu fericită? Merg mănâncă o înghețată după ce termin programul, merg de undeva unde este apă, merg cu tatăl meu, joc cu tablă în aer liber. Deci cam astea sunt micile fericiri pe care le am și mă fac pe mine, mă împlinesc. În momentul în care îți dorești, nu știu, să zbori cu elicopterul, să-ți cumperi nu știu ce mașină, nu pot să zic, am o dorință, două dorințe foarte mari, trei ar fi de fapt, și urmează să ne spui și tu, dar mai durează puțin. Da, mi le doresc, dar nu fac din asta un țel. Este doar acolo visul și dorința, dar nu un țel. Ai dreptate, pentru că atunci când te gândești la un lucru material, o să ai o satisfacție, dar atunci de moment o să fii foarte, foarte entuziasmat, dar după un timp, Ai văzut și mașină, când îți cumperi o mașină nouă, ești fericit o lună de zile, după care te-ai obișnuit și îți dorești altceva, îți dorești altă mașină mai performantă, mai mult și așa mai departe. Bun, vreau să, acum Mihai, pentru că ne-a plăcut tare mult primul videoclip muzical, să-l ascultăm și pe cel de-al doilea și după care să mai povestim despre tine și despre viața ta, pentru că am câteva întrebări foarte interesante, dragii mei marginale, și vreau să salutăm și pe dumneavoastră. Vă așteptăm să ne dați o distribuire pe un cont, pe contul dumneavoastră personal sau pe un grup. Intrați pe pagina noastră de Facebook, Antena 3 Vâlcea, și vă așteptăm mesajele dumneavoastră, fie pentru invitat, fie pentru mine. Dacă aveți sugestii, le așteptăm cu mare drag. Nu mai tinca, nu se dea doara ta. Știu ce înseamnă dragostea, dragostea și iubirea sinceră, sinceră. Cel mai greu e cea răsit, cam este-a-n
Spectatori, dacă tot am vorbit mai devreme de fericire, sper că v-am încântat cu acest videoclip muzical realizat de invitatul meu din această dimineață, Mihai Priescu, și vreau să, dacă tot am vorbit de fericire, să continuăm în aceeași notă și să-l întrebăm pe Mihai, de ce consideri tu, Mihai, nu știu, că oamenii din ziua de astăzi nu mai sunt fericiți? Păi, cum o spuneam și mai devreme, datorită ajunsurilor, să zic, sau dorinței de a avansa mai repede, știi, de a-și avea mai multe averi, mai multe pe partea aceasta financiară. Acolo cred eu că este problema. Toți ne dorim averi, case, mașini și așa. Eu mai zic ceva, dragii mei telespectatori, cred că și invidia asta și ura asta, din punctul meu de vedere. Așa este, bine, până la urmă, știi cum e. Eu dacă văd la tine, uite că ai un ceas, ai un foarte frumos, hai că mi-l doresc și eu. Văd la tine o mașină, îmi doresc și eu. Te duci și văd o poză pe Facebook la tine, Egipt. Ce frumos ar fi să mergi și eu. Hai, poate nu e cazul tău, dar majoritatea gândesc așa. Eu să știi, Mihai, că mă bucur pentru persoanele care se plimbă, mă bucur pentru persoanele care volează frumos, pentru că zic că asta îmi dă și mie așa o putere să învăț mai mult, să muncesc mai mult, să zic că lasă pot să reușesc și eu și nici de cum să urăsc sau să invidiez, să zic asta și cu tăreasca, cum se plimbă ea, de uite ce geantă are, na, niciodată pe cuvânt geonare n-am avut sentimentul acesta, nu știu de ce, poate și pentru faptul că am ajuns la chestia asta de a mă bucura cu tot ceea ce am eu, pentru că de fapt asta este, acesta este secretul vieții, să te bucuri cu ceea ce ai și să nu aspiri la ceea ce are vecinul, prietenul și așa mai departe. Eu așa o văd. Și eu de multe ori gândesc la fel cum o faci tu, mai ales că am eu o gândire propria mea, să zic așa. Și tu ai frigider acasă, Mădălina, și eu am frigider. Tu de ce să-l ai gol și eu să-l am plin gol? Și hai să vedem, toți suntem egali. Așa gândesc, dar până la urmă mai bine să fie mai gol ca să nu mai îngrași. Așa gândesc eu, eu partea pozitivă tot timpul. Eu merg la sală și mă mențin. Bună și asta, da, mai dai și acolo niște bani. Ia spune-mi, Mihai, sunt curioasă de fiu și cei de acasă, ești o persoană destul de publică, destul de vocală și vreau să te întreb cu ce artiști celebri ai colaborat sau ți-ai dorit să colaborezi. Pentru că am văzut foarte multe poze așa, cu te învârți așa într-o lume a persoanelor publice, showbiz și nu numai. Cred că datorită felului meu de a fi, am ajuns să colaborez cu acești artiști, pentru că au văzut bun la mine. Sunt foarte mulți interpreți care cântă, bineînțeles, mult mai bine decât mine, dar uite că eu am compensat și cu partea asta umană, să zic așa. Ca să enumăr, uite, ar fi familia Nicoară, Armin și Armin Nicoară, Claudia Puican, domnul Petric, din punctul meu de vedere sunt niște oameni extraordinari, chiar m-am înțeles și mă înțeleg foarte bine cu ei, îi respect, am simțit același lucru, că sunt respectat. Am făcut duete cu Tino Vereșezean, de altfel un om de nota 10, nu mai ce să reproșez. Cele mai recente melodii cu Lorena, salut pe Lorena și pe Valitache, au devenit prietenii mei, au fost doar colaboratori, dar uite că acum, pe zi ce trece, devenim și prieteni. Cristian Rizescu, în trecut, consider că și în viitor, pentru că are un cuvânt foarte greu de spus, prietenul meu foarte bun, Florin Pește, acolo imprim foarte multe piese, am imprimat, cu siguranță o să mai și imprimi și alte piese. Salut și pe nașii mei, Remus Novac și Roguța Verbec. Știam! Bă, eu știam, dar știam mai multe. Mă simt foarte atașat de ei, dar nu am vrut niciodată să mă folosesc de niciodată. Niciodată n-am vrut să mă folosesc de numele lor. Îi am în inimă și
și continuăm pe aceeași lungime de undă. Da, o artistă foarte iubită și apreciată și în zona noastră, a avut foarte multe spectacole, este foarte solicitată. Da, pentru că na, așa se întâmplă când scoți o piesă și ai un talent dat de Dumnezeu și tu ți-l mai șlefuiești și ajungi la un nivel foarte, foarte mare, clar, cu siguranță ești cerut peste tot. Uite, așa văd că soarele te-a luminat mai mult, Mihai, și nu mai avem mult până la final, iar de final vreau să ne spui așa la matinal mai Mihai, ce se întâmplă cu mine dimineața aceasta, mai matinalii mei dragi. Viitorul tău, cum vrei să arate? Ce-ți dorești de la el? Păi ne referim strict la partea artistică, mă gândesc că cea personală, nu putem să, nu știu, nu putem avea viitor fără ambele și fără cea personală și profesională. Cea personală este foarte bună din punctul meu de vedere, din punctul vreau să continui să fie la fel și în viitor. Iar muzical chiar vreau să mai avansez, acum vreau să am mai mulți fani, vreau să am mai mulți fani. Uită un anumit număr de oameni la noi dimineața asta, la anul când vin la tine la emisiune, și mai mulți. Vreau să-l văd pe Mihai. Mihai, unde e Mihai? De ce nu vine Mihai la emisiune? Mădărina, te rog frumos, mai inviți pe Mihai pentru că ne-a plăcut. Mihai, te am auzit acum o melodie nouă, ne place foarte mult. Uite, asta vreau să se audă despre mine în viață. Da, pentru că asta bucură orice artist când ajunge la un nivel de faimă foarte mare. Iar o ultimă întrebare, rimă după rimă, să ținem în dimineața aceasta, pentru că tot avem multul în spate și cei de acasă s-au obișnuit cu această întrebare. Pescuim și ai spus că ești pasionat de acest hobby, pescuitul. Îl prindem pe acest peștișor de aur și vrea să-ți îndeplinească trei dorințe. Care sunt acelea, mai Mihai? Primul și în primul rând, ce-ți dorești și tu? Și-ți doresc și-o ție, sănătate, să fiu sănătos, sănătos, să mă pot bucura de viață, trei dorințe, asta e prima, sănătate, sănătate, cariera muzicală, să fii acolo la nivel mare, să fiu acolo, și mai mare, să fiu, exact cum își dorește fiecare, îi dorește fetea, sunt dragi asta și vreau să evoluez din ce în ce mai mult. Iar a treia dorință, să ajung la o vârstă onorabilă, cu nepoți care să mă îndrăgească și să fie mândri de un așa bunic. E bine, bunic. Foarte bine, ce dorințe frumoase, Mihai, te felicit din suflet. Dă-mi și mie acum de final o notă să-mi spui cum te-ai simțit alături de mine și dacă o să mai revin. Nu încep cu nota, spun că o să mai revin și nota să dai singură. Pot eu, pentru că n-am cum să mă laud, dar vreau să-mi spui dacă te-ai simțit. Foarte bine și cu siguranță o să mai revin, îți dau nota 10. Mulțumesc din suflet, Mihai, sentimentul este reciproc, te mai aștept cu mare drag și îți doresc din tot sufletul să reușești în viață, să-ți se îndeplinească aceste dorințe frumoase. Uite, pe soarele te luminează mai mult decât este cazul, suntem alb și negru în această dimineață, înger și demon, dar de final, ultimul tău videoclip muzical, vreau să ne spui cu il de dici. Ultimul videoclip, să spun și cum a luat naștere. Am apelat la un cunoscut orchestrator al țării, este vorba de Radu Ciprian, de la Cluj, un mare muzician. Ieșind o linie melodică foarte frumoasă, nașa mea Olguța Berbec a avut plăcerea și mulțumesc să-mi scrie un text care mi-a plăcut foarte mult și nu am zis că îmi place foarte mult din respect pentru ea, că este nașa mea, că chiar este un text foarte, foarte frumos. Multe persoane s-au regăsit în acel text, la o melodie, să zic. Și a ajuns la inimile multor oameni și sper să ajungă din ce în ce la mai multe persoane, la mai multă lume. Atunci să-l dedic-
dedicăm tuturor celor care ne-au urmărit în această dimineață, de la Mihai Iupriescu și de la Madalina Micu și pentru dumneavoastră. Vă pupăm, vă îmbrățișăm și vă dorim o zi superbă, așa cum sunteți dumneavoastră și sufletele să înflorească. Ia uite ce rimă frumoasă de dimineață. Toate cele bune matinalii mei, dragi, vă pup, vă îmbrățișez. La revedere, videoclipul muzical! Yeah.